sensul că aș vrea să aranjez lucrurile în așa fel încât să se vadă ceva mai bine pentru cei care se uită pe ecrane ceva mai mici. Și pentru asta cred că cel mai bine ar fi să-l iau pe ăsta, care este desktopul, și să-l măresc puțin. Adică să-l mut un pic mai sus pe ăsta și respectiv să fac ceva mai mare. Cam ceva de genul ăsta, ia să vedem. Vreau să dau seama, da, oricum. Dacă nu o să se vadă, sper să-mi spună lumea. Ok. Tot. Cam așa. Presupun că o să fie ok. Am să țin ochii pe pe niște platforme. Opa. Trebuia să fie salvat o chestie. Ok. Ce mai trebuie să fac este să mă asigur că iPad-ul pe care aș vrea să-l folosesc astăzi este și el pornit. Hei, salut, Paul! Nu-mi dau seama, de fapt, cam care este delay. Uite, putem să facem un experiment și să-l măsurăm. Pentru că știu că chat-ul ajunge, de fapt, instant. Am să trimit un chat instant și o să zic când. O să zic acum. O să zic salutare și dau enter acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nu știu cât ar fi trecut, dar haide că NDI capture. Ce trebuie să fac aici este să mă asigur că merg înapoi în aici și iPad main. O să se vadă ceva? Nu se vede? Pentru că n-am dat să pornesc. Da. Casting. Start broadcast. Ar trebui să apară dacă toate lucrurile sunt ok. Ok, a apărut. Ce trebuie să facem acum este să mergem pe Wikipedia. De fapt, Wikipedia va ști să se Game of Life. Ok, mersi. Ok, s-ar putea să fi văzut până să fi auzit de acest, de acest concept. Se numește Game of Life, n-am înțeles de ce se cheamă Game, pentru că pentru mine Game are de fapt mai mulți jucători. Aici nu sunt jucători, e un singur, sunt zero jucători. Și e un automat de stări. O să vedem că, de fapt, e o grilă pe care avem pe X și pe Y niște puncte numite celule și fiecare celulă se transformă în funcție de vecinii săi. Și la fiecare pas se transformă în anumite, în funcție de ce vecini are, trăiește sau moare. Asta e singura chestie. Deci, este un principiu destul de simplu, care o să vedem că dă niște rezultate fascinante. L-ați văzut mai sus un pic. Am să pornesc cu un... Ok, deci principiul pe care se bazează Game of Life este că avem o grilă. S-a mi-a rămas... numită univers sau lume, the world. Și grila asta... în această grilă există celule. Care o să zicem că există o celulă că e ocupată atunci când în ea trăiește o celulă. Și o celulă, de fapt, vedeți că, haideți să o luăm pe celula pe care o vom desena albastră. Această celulă, celula albastră, e alt albastru. Celula albastră și celula roșie sunt vecini. Și în funcție de câți vecini are o celulă, trăiește sau moare la pasul următor. Deci, și
Vedeți că fiecare celulă, haide să vedem, că să numărăm cam câți vecini ar putea să aibă. Și întoarcem la negru. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vecini maxim. Deci, poate să aibă între 0 vecini și 8 vecini. Și suntem, grila în conceptul inițial al lui Conway din 1970 era infinită și acum este tot infinită, evident. Dar ce e de observat aici este că, de fapt, regulile pe care le aplică sunt destul de simple. Și zice așa. Dacă are mai puțin de, dacă are mai mult de 4 vecini, de fapt, ce ar trebui să mă duc? Ar trebui să mă și asigur care sunt regulile. Că le avem și scrise undeva. Zice, dacă are mai puțin de 2, moare. Pentru că nu are, moare de singurătate. Dacă are mai mult de 3, dacă are, deci, ne întoarcem aici. Dacă are 0 sau 1, dacă are, deci, de exemplu, celula albastră, asta, celula C, albastră, la următorul pas ar muri, pentru că n-are decât un singur vecin și moare de singurătate. Sau dacă am avea o celulă pusă aici, de exemplu, aici, așa, și asta ar muri, dacă n-ar avea vecin. Deci, 0 celule, 0 vecin sau un vecin înseamnă că celula nu va supraviețui din cauza că este singură. N-ai vecin, ești singur, nu supraviețuiești. Deci, moare. Dacă are 2 sau 3, 2 vecini sau 3 vecini, trăiește. Dacă are 4 sau mai mulți vecini, 4, 5, 6, 7 sau 8 vecini, iarăși moare de suprapopulare. Seamănă destul de mult cu ce se întâmplă dacă, în viața reală cu bacteriile, de exemplu. Dacă vă gândiți că, de fapt, am pune bacterii una lângă alta, dacă n-ar fi, dacă n-ar avea vecini, ar muri. Dacă ar avea prea mulți vecini, ar rămâne fără, fără hrană și de suprapopulare ar muri. De fapt, nu-mi dau seama dacă poate o bacterie să moară de singurătate, dar sigur, de suprapopulare se poate să moară. Deci, vedeți că, de fapt, avem regula de cum trăiește și cum moare, deci de trăit. Și mai este o regulă de născut, adică când se naște o celulă. Și o celulă se naște atunci când este înconjurată de exact 3 părinți. Deci naștere este când are 3 părinți. Deci nu e ca oamenii și mamiferele, colegii de mamifere, care au 2 părinți, o celulă în Conway Game of Life are 3. Și haideți să luăm câteva exemple, de fapt. Aș face ceva mai mic. Ar fi fost poate interesant să le pun pe o grilă. Grilă, da, n-are importanță. Deci am să fac câteva exemple pe care l-aș copy-paste. Haide. Ce încerc acum este să apăs lung pe ecran și să-i dau paste la această aplicație minunată. Nu vrea, o să mai desenez o dată. Deci, sau dinamic. Deci dacă avem această configurație, aici este celulă, aici este celulă și aici este celulă. Și astea sunt doar cele 3 celule din univers. La pasul următor, ce o să se întâmple este că asta moare, pentru că nu are niciun vecin. Asta la altă moare și ea, că nu are niciun vecin. Asta la altă moare și ea, că nu are niciun vecin. Dar, pentru că această celulă are 3 vecini la mijloc, aici, se naște o celulă. Deci pasul 2, cum ar veni, o să vedem că se naște... o celulă aici. Deci, pasul 1, la generația 1, generația 2,
Generația 3, cu părere de rău, în universul nostru va dispărea viața, pentru că această celulă nu mai are niciun vecin, drept urmare, va muri de singurătate. Deci, poți să desenezi pasul 3 foarte simplu. Este o grilă goală. Ok. Haideți să vedem. Nu o să mai desenez grila, o să desenez una lângă alta, ceva mai mare. Atenție! Deci, dacă avem o configurație de genul ăsta. Vedeți că fiecare celulă, haideți să le luăm pe rând, celula pe care încercuiesc cu portocaliu, are trei vecini. Deci, drept urmare, o să trăiască. Celula asta are trei vecini, drept urmare, o să trăiască. La fel și asta, la fel și asta. Deci, ele sunt în siguranță. Asta, în schimb, de aici, o să moară. Deci, dacă avem următoarea generație, copii, paste, ok, nu vreau paste image, dar oricum, nu contează. Deci, ea va da, chiar voiam să fie paste. Ea o să moară. Asta. Și configurația, de fapt, o să fie așa. Deci, la generația a doua. Generația a treia este așa. Această celulă are doi vecini, pe el și pe el, și fiecare dintre celulele rămase are doi vecini. Drept urmare, asta este o configurație stabilă. Aici nu se naște nimeni pentru că nu are exact 3, deci asta o să rămână așa. Și există fel și fel de combinații. O să vedem că o să ne jucăm mai mult cu ele. Ce aș vrea să facem, aș vrea să trecem la programare, pentru că nu avem cine știe ce timp. Salutare celor care mai sunt între timp. Hello? Să trecem la programat. Având în vedere care este care sunt regulile. O să folosesc replit. Ca de obicei. Ce aș putea să fac? Aș vrea să deschid și pe tabletă Twitch. Ca să văd că nu... Ok, e suficient. Vreau să văd dacă intră pe tot ecranul sau nu. Intră. Ok. Bun. Începem un REPL nou. Îl vom numi Game of Life. O să facem o implementare a lui Game of Life, care nu este cea mai deșteaptă de pe pământ. Dar, din nou, ca și data trecută, o să încerc să fie cât mai simplu și mai ușor de înțeles. Ok. Deci, începem ca de fiecare dată cu un algoritm în pseudocod. Deci, ce trebuie să facem este să citim starea inițială a lumii. Lumea este, de fapt, compusă din acel caroiaș de unde se află celule sau nu se află celule și o să facem, deocamdată, încercăm 10 pe 10 și după care o să mărim, dacă e. Adică o să avem 10 celule așa și 10 celule așa posibile. Și citim starea inițială. Starea inițială înseamnă că undeva o să avem celule care trăiesc, în altă parte locuri goale, evident. Și apoi îl punem pe program să repete. Adică îl punem să repetă până când utilizatorul iese. Ok. Și ce facem la fiecare repetiție? Adică la fiecare repetiție trebuie să afișăm lumea,
ecran ca să vedem cum arată. Apoi o evoluăm. A evolua înseamnă că de fapt calculăm cum arată generația viitoare. Și aici este pasul cheie, de fapt. Și respectiv citim, dacă vreau, citim de la utilizator dacă vrea să continue. Ce am putea să facem aici ar fi să punem puțin altă ordine, adică să citim dacă vrea să continue, de fapt, să evoluăm lumea și să afișăm lumea cum arată la generația următoare. Ca să vedem cum arată și generația 0, de fapt, putem să folosim aceeași funcționalitate și să o afișăm aici. Și aia gata. Deci asta este structura și, de fapt, unde o să fie ceva mai interesant de văzut este cum facem evoluția. Cum o să trebuiască să trecem prin fiecare dintre celule și să calculăm în funcție de câți vecini are, dacă mai trăiește sau dacă mai moare. Deci nu e chestie foarte complicată. Ca să nu ne umplem programul de matrici complicate, ce aș vrea să facem este, n-am mai făcut până acum niciodată în această serie de stream-uri, să adăugăm niște fișiere, să avem mai multe fișiere. Și aici o să zicem, adăugăm lumea. Hai să zicem Game of Life World. O să facem un fișier numit header, în care o să-i spunem, vezi că o să avem o variabilă care este de tip un array de array de caractere, care de fapt o să aibă 20 de linii. Hai de fapt să și definim câte există directiva asta, se numește directivă de preprocesare, define size înseamnă lungime și o să zicem că este 10, hai să începem cu 10 și apoi zicem, uite, avem un caracter numit world, o variabilă numită world, care are în loc să zicem 10, zicem size, pentru că, de fapt, aici o să vrem să modificăm din 10 în 20 sau în 15 sau în 5 la fiecare, nu la fiecare oară, atunci când vrem și fără să trebuiască să mergem de colo-colo. Și asta este o variabilă, de fapt, în momentul în care compilatorul, precompilatorul va întâlni size, o să înlocuiască cu valoarea 10. Deci e aproape ca o variabilă, numai că nu putem să o schimbăm, că nu ne interesează să o schimbăm. Deci aici, de fapt, este... E așa. Deocamdată nu o definim, doar am definit-o, nu o și inițializăm. Și vom face încă un fișier în care de fapt o să avem definițiile. Deci Game of Life World C++. În C++ și în C avem nevoie de aceste fișiere hheader. Pentru că, de fapt, în momentul în care vom folosi instrucțiunea include, de care am tot vorbit, include, că include ceva, ăsta pur și simplu compilatorul ia și plantează acolo. Și în momentul în care am definit de prea multe ori, nu i-ar plăcea. De fapt, dacă am avea de luat Game of Life World în mai multe locuri, ar fi mai complicat și de asta preferă să aibă un loc în care le definim și un loc în care le inițializăm pe variabile și mai ales pe funcții. Și aici o să zicem include goal world h și hai să vedem dacă se și compilează. Văd că nu-i place ceva. Ok, nu s-a plâns. Haideți să-i dăm, să-i zicem size, game of life. Size, pentru că e definit aici, în goal world.h and
line, da, și din nou ca să nu out using namespace standard. Ok, și acum, dacă totul merge bine, ar trebui să-mi afișeze Game of Life size 10. Ce mai trebuie să facem este să și definim această lume. Și zicem world și aici, de fapt, pur și simplu pentru că un string este un șir de caractere, putem să-l scriem așa. Și hai să vedem cum desenăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. De fapt, am zis că am 10. Am numărat prea multe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și pe asta trebuie să o dau de 10 ori. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și asta este, de fapt, lumea noastră în care o să plantăm în anumite locuri niște celule pe care le punem cu orice valoare, dar hai să vedem dacă să facem așa. Să facem configurația asta și haideți să mai facem o configurație un pic diferită, să facem un X de X-uri. Deci astea o să... Așa o să arate tabla noastră la început. E foarte posibil să nu punem X-uri, să punem niște pătrate mai mari, dar de fapt ce ne-a interesat a fost să definim destul de ușor această lume. Dar haideți să o și afișăm. Și pentru asta cel mai bine este să ne facem o funcție și zicem void, hai să facem afișarea chiar în funcție. Show. Dat fiind că lumea, the world, această variabilă world, este globală, nu trebuie să o dăm ca parametru, ca argument aici. Deci pur și simplu ce trebuie să facem este, zicem, de la int i egal cu 0, i mai mic strict size, pentru că știm sigur care size rânduri. Lumea noastră e pătrată în cazul ăsta. I++. Trebuie să afișăm world de i. Pentru că el va ști să... Adică i-am zis, ăsta este world de 1, world de 2, world de 3, world de 4 și așa mai departe. Ok. Hai să vedem că și funcționează. Pentru asta, evident, trebuie să și chemăm funcția. Adică, acum că tot am creat-o, zicem, show. Opa, nu-i bine. Trebuie să zic char steluță steluță. Trebuie să declar un pic altfel asta aici. Va trebui să mă credeți puțin pe cuvânt, sper, da, tot nu merge. Deci avem un array de array. Drept urmare, trebuie să zicem așa, merge așa. Da, cum ziceam, n-am mai lucrat de mult în C++. C++ array of strings. Ce putem să facem ca să scap ceva mai ușor totuși, este, să spunem că este string vreau
Standard. Astăzi, compilatorul și cu mine nu ne înțelegem foarte bine. A, zice că nu știe cine este size. A, cred că știu. Eroarea este în partea asta la altă. Pentru că eu i-am zis așa, măi programule. Ai o world de size și size este asta, dar el nu știe cine este size, cine este size și cine este world. Pentru că nu am inclus fișierul care trebuie. Deci, trebuie să-i dau include și să-i spun, uite, ții fișierul din folderul curent și se cheamă goal game of life world. .h. Hai că ăsta este fișierul. H vine de la header. Tot nu i-a plăcut, dar cred că de fapt aici nu era nevoie să pun standard. Oh, man. Ok, hai să încercăm cu... Mai întâi fac să-mi iasă și apoi explic de ce. Ok. C++ array of strings. Ok. Deci ceva totuși nu-i place, pentru că i-am zis aici, măi, uite, ai string. String de... world size. Cred că, de fapt, ce nu-i place este... că nu l-am definit. Hai să încercăm să-l definim aici. Și cu ocazia asta mai scăpăm și de un fișier. Haideți să vedem dacă așa funcționează. Header. Aș prefera totuși dacă să-mi iasă. Peste aduc am dat-o comentez de tot. Nu mă interesează nimic. Ok, acum aici. Uite, nu știu cine este string. Vrei să spui standard string? Da, standard string. Știu că mai devreme s-a plâns că nu știe cine este standard string. Ok, bun. Ce ne lipsește aici este că după fiecare out trebuie să-i dăm un end line. Ok, și vedem că de fapt arată așa. Ce putem să-i facem este să-i facem și un caroiaj, să zicem cu out și mai mic, ca să vedem și cât de mare este lumea. 1, 2, 3, 4, 1. Punct. Și acum o să zicem cout, da, și o să-i punem în bară. La început, evident că trebuie să-i pun și asta aici, world de i, bară la sfârșit, end line. Și la sfârșit trebuie să facem și să și trebuie. Adică i-am pus marginea de sus, marginea de jos și... În afară de marginea de sus și marginea de jos, i-am mai pus o bară în stânga și o bară în dreapta, ca să fie un fel de pătrat aici. Evident, să nu uităm sfârșiturile de linie. Ok. Acum se afișează corect. Sunt 10. E un pic mai înalt decât lat un caracter în configurația asta. Ok, deci avem funcția care de fapt citește un array de numere. Asta cred că putem să și ștergem, și îl afișează pe ecran. Okay. Ce trebuie să facem este o funcție care să facă evolve.
Evolv trebuie să ia fiecare dintre aceste celule și să se uite câți vecini are. Și, de exemplu, celula asta pe care am selectat-o aici. Celula asta are 3 vecini. Dar ce facem cu ce se află deasupra? Și teoretic se consideră că celulele care nu sunt afișate le considerăm ca fiind goale. Ce aș vrea să facem însă, aș vrea ca lumea să evolueze frumos, să considerăm că deasupra lui X se află celula asta de jos, adică să rotim practic, adică să, dacă ar fi să mișcăm pe X în partea asta la altă și iese din tablă, să intre în partea asta la altă, să fie de fapt simetric. Când iese pe sus, să intre înapoi pe jos, când iese pe jos, să iasă în sus și așa mai departe. Adică considerăm și celula de aici ca fiind vecina lui X de asta, de sus. Ca să fie o tablă mai interesantă. Ok. Deci, ce trebuie să facem este să luăm fiecare celulă în parte. Și pentru a lua fiecare celulă în parte, o să facem acum, o să facem cu rând și coloană sau o să folosim pur și simplu X și Y. Și X va fi dimensiunea asta, Y va fi dimensiunea asta. Pentru că noi aici avem un array în care ăsta este array de 1, array de 2, array de 3 și așa mai departe. O să începem drept urmare cu Y mai întâi. Y egal cu 0, Y mai mic decât size, Y plus plus. Și practic asta face să-i spunem calculatorului să repete o buclă de ce o să punem aici de size ori. Și de fapt ce vrem să facem este să le ia așa, deci pe rânduri, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 4 și apoi să le luăm și pe coloane, adică de pe rândul 1 coloana 1, rândul 1 coloana 2, rândul 1 coloana 3 și așa mai departe. Și pentru asta trebuie să facem ceva foarte similar, numai că în loc de Y o să avem X. Unde avem Y aici o să facem X. Și de fapt ce trebuie să facem pentru fiecare dintre aceste celule este să-i aflăm vecini. Și pentru asta putem să-i luăm fie... practic, ne interesează bucata asta de aici, așa. Deci ăștia sunt vecinii lui X din mijloc. De exemplu, vecinii lui X din dreapta, a X-ului pe care voi arăta acum o să ăsta. Cum fac să măresc? Cred că așa. Okay. S-a și bușit un pic. Deci de fiecare dată când o să ajung, de exemplu, la rândul al doilea, coloana a cincea, de fapt, vecinii or să fie ăștia pe care îi caut. Și mă uit, vecinul stânga sus, vecinul o să iau 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Există o modalitate și ceva mai legată, dar ar mai trebui să mai facem un for și încă un for. Aș vrea să evităm atâtea foruri. Așa că o să le facem mai de mână puțin. Și o să-i zicem... cel mai bine aici ar fi, de fapt, să-i zicem int n, este count neighbors, adică numără vecinii, și este o funcție pe care o scriem noi acum și ia ca parametri x și y, adică pe ce rând și pe ce coloană se află. Nu avem încă această funcție scrisă și apoi o să zicem, ok, asta este o convenție apropo a programatorilor, când scrii fix mi înseamnă că este ceva pe care trebuie să-l rezolvi sau de fapt aici nici măcar e ceva pe care știi că l-ai greșit, vrei să rezolvi, noi avem nevoie de un to-do aici. To-do fix this. Ce putem însă să facem este să afișăm, hai să nu facem nimic deocamdată, și să scriem funcția count neighbors. Deci, ca să nu trebuiască să scriu o grămadă de cod pe la linia 27-28 și indentat la dreapta, la dreapta, la dreapta, prefer să-mi scriu eu o funcție numită countNeighbors, care întoarce un întreg
și care mi-a ca parametri 2 intreci, int x și int y, astea 2. Nu mă mai chinui să le spun unsigned sau altceva, pentru că știm sigur că nu o să trecem de 2 miliarde de celule. În cazul ăsta, am putea să facem cu oricâte celule, nu ne oprește nimeni. Ce trebuie să facem este să întoarcem rezultatul n, pe care mai întâi îl inițializăm cu 0. Și trebuie să-i numărăm vecinii. Adică trebuie să-i luăm fiecare vecin și o să avem un vecin la coordonatele, deci dacă noi suntem la x și y, astea sunt coordonatele noastre, avem 8 vecini, cum ziceam. Și avem așa, un vecin, vecinul din stânga sus. Am zis că full selectăm așa. Deci vecinul din stânga sus și x-ul din mijloc este referința pe care avem acum. Vecinul din stânga sus se află, pentru că numărăm de sus în jos, se află la, și de la stânga la dreapta, se află la poziția x-1, la coordonata x-1 și y-1. Deci ăsta este colțul de aici. Deci vă reamintesc că îi căutăm vecinii ăsta, încercăm să-i numărăm. Apoi încercăm să mergem la dreapta, da? Și ăsta este la aceeași poziție x, adică nu e mai la stânga sau mai la dreapta, dar la y-1. Apoi avem următoarea celulă asta, care este x plus 1, este mai mare, e mai la dreapta cu una, deci dreptul mare x plus 1 și y minus 1. Adică toate, deci vedeți ce este în comun la toate astea aici? Este că avem y minus 1. Y minus 1 este comun rândului de deasupra celui pe care îl căuta. Apoi o să mai avem doi vecini pe același rând cu noi, adică va fi la același y, că suntem pe același rând, la stânga și la dreapta, adică x minus 1 și respectiv x plus 1. Și apoi în partea de jos mai avem încă 3. Deci avem primii 3 vecini aici, următorii 2 și încă 3. 3 plus 2 plus 3 dau 8. Și primul vecin aici o să fie mai la stânga cu 1 de x, adică x minus 1. Opa, am spus în felul ăsta care îmi trebuie. Y plus 1, că e mai jos cu 1. X normal, că este chiar de desubt. Și y plus 1. Respectiv x plus 1 și y plus 1. Astea sunt pozițiile vecinilor noștri. Numai că noi aici trebuie să ne amintim că lumea noastră nu este un array. Adică nu este o matrice de matrice, este o matrice de strings. Hai să vedem dacă funcționează. Ar trebui să poată să funcționeze, pentru că nu este. Pentru că, de fapt, noi ce am declarat aici în celălalt fișier, vă reamintesc că suntem în fișierul ăsta, i-am spus că avem un array de string-uri și ăsta, de fapt, ce creează? El creează un șir de 10, adică size obiecte, string. Și, drept urmare, ce trebuie să facem este să is alive. Hai să facem o funcție care întoarce un boolean numită is alive la pozițiile x și y. Adică mă interesează dacă o celulă de la poziția x și y este în viață sau nu. Același int x, int y. Dar, de fapt, aici o să cerem la mai multe. Și ce fac în acest moment este că, de fapt, ce trebuie să fac, da, trebuie să înlocuiesc toate astea cu virgula. O să vedeți imediat, chiar dacă pare un pic complicat. Nu e. Sper. Deci trebuie să văd dacă este is alive. Și de fapt, și mai bine decât să întorc 0 sau 1, aș vrea să întorc un întreg. Că dacă este if alive, să întoarcă 1. Și respectiv, dacă nu, altfel, else,
se întoarcă zero. Pentru că ce mă interesează să fac aici, de fapt, este să aflu câte n-uri am, câte sunt în viață. Și dacă mi-ntoarce funcția asta is alive, mi-ntoarce 1, înseamnă că este în viață. Dacă întoarce 0, înseamnă că nu este în viață. Și dacă adun toate rezultatele astea, o să-mi dea exact câți vecini am în viață. Și asta este foarte important pentru a ști dacă trăim sau nu. Așa, dacă drept urmare, o să reorganizez puțin aici și o să-i spun int n egal. Și zicem așa. Le luăm pe ăsta, le ducem mai încoace. Și spunem că este suma astora. Și nu știu dacă o să se supere sau nu. Ar trebui să nu se supere, pentru că vreau să las așa, să le fie is alive și să fie toate un frumos una sub alta. În afară de ăsta, care evident mai nervează, că este așa. O să-l pun unde trebuie. Și poate ăsta aici. Ok. Cred că e mai sănătos să punem Y sub Y și X sub X. Ah, ce mă nervează că am... De fapt, mă enervează acum, dar altfel e destul de interesant când scriu texte. Să pot să apăs două spații și să-mi lase, să-mi pună un punct. Apoi. Deci vedeți că, de fapt, îi iau toți vecinii și văd dacă sunt în viață sau nu. Și aici, de fapt, dacă mi-aș fi definit array-ul ăsta ca fiind cu 0, 1, 0, 1, 0, 1, ar fi fost mai ușor, poate, să-l citesc aici și luam direct valoarea, dar ar fi fost neplăcut să stăm cu 0,1,0,0,1. Așa că am preferat să avem string-ul cu X. Și ce trebuie să facem aici este, avem de fapt un string row, adică al câtelea I este de fapt world de X. O să renunț imediat la variabila row. Deci al câtelea Y este, avem rândul 1, rândul 2, rândul 3, deci este al Y-ulea number. Și coloana, adică valoare, este de fapt row, dar row, să nu uităm că este un string, nu este un array. Și de urmare, un string are o funcție în C++ numită add, care mi-a caracterul de la acea poziție, de la poziția X de data asta. Și evident că nu mi-ntoarce un string, ci mi-ntoarce un caracter, un singur caracter, caracter string. Și aici ce trebuie să compar, aș vrea totuși să putem să folosim 7 caractere, de exemplu steluță sau altceva, și vreau să văd dacă este is alive. Este egal cu rezultatul, hai să zicem, if value este egal cu spațiu, adică, și pun aici, deci nu e apostrof, este apostrof, spațiu, apostrof, adică e un caracterul spațiu, atunci spun is alive este 1, dar de fapt pur și simplu pot să zic, dacă este spațiu, atunci return 0. Nu este în viață, pentru că este spațiu. Adică o celulă care nu are un X pe ea sau oriceva, are doar spațiu, înseamnă că e moartă. Că nu e populată, de fapt, nu e populată, e egală, sau respectiv else, dar nu are rost să scriu else, pentru că, de fapt, după return nu se mai execută, îi zic return 1. Adică nu mai are rost să-i pun else, e value diferit, pentru că dacă nu este 0, sigur este 1. Suntem în poziția asta și pentru că nu e nevoie să pun acolade, le țin pe același rând. Atenție când nu puneți acolade, adică în foarte multe companii regula este, chiar dacă nu trebuie să pui o acolade, tot le pui. Ideea este că nu ai, dacă ai o singură instrucțiune, n-ai nevoie de acolade. Dar ce se întâmplă multe ori este că lumea face ceva de genul ăsta. Dar să zicem că aveai nevoie să faci două chestii și zice X egal cu, deci row egal cu value plus 2,
see out, diverse, da. E, atunci când scrii așa, zici, a, păi care este execută, care sunt instrucțiunile care se execută dacă valoarea este spațiu? Păi asta și asta și asta. Este fals, pentru că de fapt, pentru că nu sunt acolade, doar prima instrucțiune se execută, restul nu se execută. Dacă vrem să se execute toate, trebuie să punem acolade. De la o astfel de eroare, una dintre sondele spațiale a fost pierdută. Nu mai știu exact care dintre ele, și pentru că n-au pus acolade. Deci, hai să respectăm regulile NASA și să punem acolade. Chiar dacă teoretic n-aveam regulile. Vedeți că funcția se poate simplifica puțin mai mult, în sensul că, dat fiindcă nu folosesc row în mai multe locuri, pot să zic world de Y, direct, așa. Deci pot să renunț la asta. Și respectiv, dat fiindcă nu folosesc value în mai multe locuri, pot să iau pur și simplu, să iau conținutul și să fac așa. Adică, câteodată e util să definești pentru claritate care este o variabilă, altfel nu. Adică aici era, e destul de evident. Prefer însă să le țin așa, adică aș fi putut să iau și să fi înlocuit și aici, dar ar fi trebuit să fie world de y-1.ethics-1, era ceva mai greu de citit. Și câteodată putem să facem și o documentare a ce, la ce scriem, asta apropo tot de bunele practici de programare. Îi spunem is alive, return tells you if the cell is occupied or not. Comentariile le scriem, tot bunele practici spun să le scriem în engleză și este cu parametru X este the column. Și, în fine, putem să-i zicem return one if alive, zero if not occupied. Ideea este că pot să și documentez codul pentru că alții care îl citesc să îl știe. Și acum, de exemplu, dacă scriu is alive, câteodată îmi zice exact despre ce funcție e vorba. Adică în editoarele ceva mai deștepte. Și îmi le-și zice. Ok. Bun, deci, în acest moment, nu avem nevoie de asta, avem numărul de vecini n. Și vedeți, dat fiindcă nu-l folosesc nicăieri, pot să-l întorc direct. Și zic return direct valoarea asta. Deci îmi ia și numără vecini. Una dintre problemele pe care le avem aici este următoarea. Adică o să vedem când executăm. Ce se întâmplă atunci când începem și suntem pe rândul 0, de exemplu? Și x egal cu y egal cu 0. O să încerce să citească valoarea de la world de, asta este 0, 1, 2, 2 și minus 1. Bam, bam. Nu există niciun string la minus 1. Drept urmare, compilatorul în cel mai bun caz va da eroare, altfel va continua fără să știm că de fapt a greșit calculele și asta este mult mai grav. Adică, apropo de ce vrem să ni se întâmple atunci când programăm, preferăm ca programele să dea eroare, pentru că dacă nu dau eroare, atunci se poate întâmpla să dea rezultate greșite și să nu știm. Adică e foarte periculos. E ca și cum n-ai simțit durere și ai pune mâna pe foc și nu ți-ai dat seama. E rău. Ok, deci ce trebuie să facem aici este să ne asigurăm că, de fapt, în momentul în care cineva cere minus 1, de fapt, ajungem la 9. Adică, și aici o să trebuiască să facem un mic artificiu. Și artificiul pe care trebuie să-l facem este că dacă, de exemplu, x mai mic decât 0, atunci x, el nu poate, mai mic decât 0 este doar minus 1, da? Haideți să zicem că ar fi și minus 2, putem să suportăm mai multe, dar de fapt
pe minus, pe, dacă vrem să rotim, trebuie să mai adăugăm size. X plus size. Imediat explic și de ce. Deci, dacă x e egal cu minus 1, ăsta de aici, ce vrem să-i facem este să-i adăugăm 10. Și să ajungă la x de 9. Aici. La y 9. Deci, asta vrem să-i facem. Ok. Problema este ce se întâmplă când ajungem jos. Pentru că și dacă if x mai mare sau egal cu size, trebuie să scădem. Pentru că dacă suntem aici, vrem să vedem vecinul de mai jos. Nu ne interesează vecinul de mai jos. De fapt, este ăsta de aici. Și drept urmare, trebuie să scădem size din x. X egal cu x minus size. Ok, deci vedeți că arată destul de neplăcut, mai ales că trebuie să facem și la y la fel. Unul dintre pașii ușor pe care putem să-i facem, s-ar putea să vă amintiți că x egal cu x plus ceva, putem să zicem x plus egal valoarea respectivă, e același lucru, și x minus egal valoarea respectivă, adică e același, e aceeași valoare. Sau, de fapt, aceeași operațiune puteam să-i zicem y egal cu y plus size modulo, adică restul împărțirii lui y plus size la size. Adică dacă y este minus 1, de exemplu, îi mai adăugăm îi mai adăugăm 10, adică facem 9. 9 modulo, adică împărțit la 10, este restul împărțirii din 9 la 10 este 0, câtul și restul împărțirii este 9. Deci ne e bine. Dacă y egal cu 2, de exemplu, avem 2 plus 10 egal cu 12 împărțit la 10, ne dă, okay, ne dă 1 și restul 2. Deci ideea este că dacă adaugi un număr size și faci modulo size, de obicei ți-l lasă pe loc în afară de situații speciale. De exemplu, cum este asta, când y este negativ, sau respectiv când y a dat pe din afară. Și să zicem că y egal cu, cu 11. Și 11, dacă am vrea să zicem world de 11, ar crăpa. Și drept urmare, ce vrem să facem este să transformăm pe 11. O să vedeți că îi adăugăm size, adică 11 plus 10 se face 21, pe care îl împărțim la 10 și ne dă restul 1. Deci pe 11 l-am făcut 1, ceea ce este fix ce vreau. Este fix ce vreau? Da. Da. Pentru că, de fapt, prima poziție este 10. Da. Deci asta este fix ce vreau. Deci fie putem să zicem că putem să facem așa, e același lucru cu a face așa. Asta este, de fapt, ceva mai rezistent. Așa că îl voi folosi pe amândouă, îl voi folosi în ambele situații și îl voi face și pe x așa. Deci în acest moment avem și funcția de isAlive care funcționează corect, cred, și pentru numere, și pentru margini. Adică funcționa foarte bine pentru interiorul lumii, dar la margini dădea eroare. Deci avem în acest moment, suntem aici, în care avem vecinii numărați și drept urmare putem să-i zicem că avem niște situații. Dacă if n mai mic decât 2, atunci trebuie să omorâm. If n egal fix precis cu 3, atunci trebuie să o facem să se nască. Deci aici se naște, apare, populate, hai să zicem populate. Okay. Dacă este empty. Și respectiv, în toate celelalte cazuri, trebuie să moară. Deci,
deci asta este starvation, adică moare de foame. Și dacă n mai mare sau egal, if n mai mare sau egal cu 4, atunci kill, adică o omorâm, pentru că overpopulation, adică este suprapopulat. Ok, haideți să vedem cum populăm sau cum o ucidem. Aici, din nou, trebuie să plătim prețul că avem avem stringuri și în loc să avem valori numerice și de urmare trebuie să mergem să modificăm caracterul respectiv. Pentru asta ce trebuie să facem? Va trebui să mai scriem o funcție care tot nu face nimic, dar știm că modifică în lume, se duce la poziția X și Y. Deci ia ca parametri poziția int x și int y. Am putea să facem aceeași funcție pentru ambele, dar haideți să zicem o funcție să facem kill și o altă funcție numită populate. Ca să fie ceva mai clar pentru cei care citesc. Puteam să-i mai punem un parametru și să-i spunem kill or populate și să-l citim pe ăla și să vedem dacă iese sau nu. Deci ce trebuie să facem aici este să mergem pe rândul Y. Deci să-i zicem world de Y. Deci ăsta este rândul. Este un string. Și trebuie să mergem row at X, ar trebui să fie spațiu. Numai că nu avem acest privilegiu, pentru că row at sau avem. Trebuie să modificăm un caracter din interiorul stringului. Și asta nu e atât de ușor, pentru că asta de fapt este o funcție care ne întoarce un caracter. Ce trebuie să facem acum este să găsim împreună, că nici eu nu știu, cum să setăm un caracter la poziția X dintr-un string. Și trebuie să vedem dacă putem să avem cuvântul set, de obicei este set, să pui ceva. Avem at. Ok. Google de obicei este prietenul nostru bun. Google C++ strings set, adică operație una set, caracter at. Ok, și asta este ce ne dorim. Se pare că avem noroc. Cei care au implementat stringurile ne-au dat și posibilitatea să facem asta. Ceea ce înseamnă că probabil nici nu avem nevoie de funcția at, dar oricum e mai bine așa. Deci, în momentul în care ucidem o celulă, o depopulăm, de fapt ce facem este să schimbăm din X în spațiu. Și în felul ăsta, data viitoare când vedem, o să găsim un spațiu și de urmare o considerăm moarte new sau nepopulată. Din nou aici putem să facem așa, ori de Y și X egal cu spațiu. Și evident, popularea este inversul. Okay. Deci, practic, în acest moment, ce trebuie să mai facem este să-i spunem aici kill x, y. La fel trebuie să facem și aici. Și aici, în loc să... Mersi mult, Mofos, pentru textul de pe chat. Ok, haideți să vedem ce se întâmplă acum, că nu o să se întâmple nimic, pentru că și trebuie să chemăm funcțiile astea. Deci, deocamdată avem show și ce aș vrea să facem ar fi
O să facem să se afișeze una peste alta ca să vedem un fel de animație, dar până atunci ce aș vrea să facem ar fi să intrăm și să vedem două. Adică avem show, îi zicem evolve și nu, show. Acum ce ar trebui să se întâmple dacă toate lucrurile au mers? Ar trebui să vedem cum arată inițial lumea și apoi cum arată după. Hai să vedem. Ok. Ca să vezi, ceva pare că merge aici. Avem așa. Deci vedeți că celula asta, de aici, plus. Cam prea mult plusul, dar haideți să vedem de aproape. Deci, avem, asta este generația 0. Deci la generația 0, această celulă, vedeți că are 1, 2, 3 vecini. Deci, drept urmare, la următoarea generație, dat fiindcă avem 3 părinți, o să se nască. Apoi, asta, pentru că are 1, 2, 3 vecini, ar trebui să rămână pe loc. Ok. Ok. Ceva s-ar putea să nu fie regulat. Apoi, următoarea. Asta. Are 1, 2, 3 vecini. Drept urmare, ar trebui să se nască. Am primit un posture check. Ok. N-am luat de mână și apă ca să pot să și să mă și hidratez. O să promit că imediat după ce văd că merge asta, mă duc și iau niște apă. Ok. Ceva nu s-a întâmplat în regulă și pentru asta, de fapt, o să trebuiască să facem niște debugging. Activitatea preferată a tuturor. Ok. Pentru debugging, ce aș vrea să facem, aș vrea să verificăm, de fapt, niște numere, că sunt corecte sau nu. Da, Paul zice că s-ar putea să vină problema de la faptul că fac modificări la matrice între generații. Și are dreptate. pentru că până când... Da, bravo, mersi. Până când ajung să aflu dacă ăsta la altul are, câți vecini are, de fapt ce se întâmplă este că i-am făcut să se nască un frate sau respectiv i-am ucis un părinte sau ce trebuie să fac acum este într-adevăr să lucrez pe o copie a matricii. Da. Mersi, Paul. Ok, deci se pare că poate numărarea n-ar fi o problemă. Haideți să facem. Adică sigur ce a spus Paul este o problemă. Și de urmare ce trebuie să facem este să facem o copie a lumii, ca să putem să păstrăm. Deci în loc să lucrăm pe lumea originală, trebuie să lucrăm pe copia ei. Și pentru asta, ok, e nevoie de puțină gândire, pentru că eu peste tot am zis world, dar asta e bine câteodată să și spui la care te duci. Deci ideea este că ce trebuie să fac este atunci când calculez dacă este alive sau nu, adică dacă este populat sau nepopulat, să mă uit în lumea originală, dar când modific, trebuie să modific într-o lume într-o lume nouă. Într-un new world. Hai să o facem și pe new world. Deci, unde scriu? Scriu aici. Deci vedeți că kill și populate trebuie să nu se facă în world, ci în new world. O să o declarăm imediat. Deci îi spunem și de new world că există. O să o declarăm aici. Și zicem char
no, string. String new world. Deci ce făceam eu mai devreme, și mersi Paul că ai văzut. Deci Paul a zis că în loc de world, posibil e o idee spună să ai new world cu o copie de world, unde elementele sunt evaluate după world, dar sunt scrise new world. Exact, da. Deci o să fac o variabilă numită new world, care are aceeași semnătură cu asta la altă, care este de fapt un string de 10. De fapt, un string new world de 10. Nu trebuie să inițializez aici, dar pot să fac asta. Ceva nu-i place. Ok. String new world egal cu world. Și de fapt este așa. Ok. Nu e atât de ușor ca în JavaScript. Ok. Deci în momentul în care îi zic, trebuie să și știe cu ce să inițializeze. Și hai să facem. Să vedem cum putem să dăm copii, că poate există C++. Da, dar la sfârșit oricum. Deci Paul a zis că nu trebuie să fie o copie a lumii, trebuie să fie un array care să fie umplut cu spații, în principiu. De fapt, nu, poate să nu fie cu nimic, poate să fie cu zerouri. Ce trebuie să facem însă la sfârșit este, tot avem nevoie să copiem. Adică chiar dacă scăpăm acum ușor cu facem o matrice de 10 și e goală, la sfârșit tot trebuie să o copiem în aia nouă. Dar hai să vedem de fapt C++ string array copy. Asta este, de fapt trebuie să luăm toată structura aia și să... Standard copy în array 1, array 1 plus 3, array 2. Wow! With a array of complex objects you need to loop. Ok. Deci nu n-am scăpat atât de ușor, pare să. Hai să vedem dacă așa merge. O să luăm cu exemplu de aici, dacă merge cu exemplu de aici. O să... O să meargă și în partea elaltă. Deocamdată vreau să comentez liniile care ar putea să-mi dea erori. E destul de târziu. Ok. Hai să vedem dacă funcționează așa. Și din nou, pentru că am zis using namespace standard, nu avem nevoie de standard. Rămâne așa. Și zice copy. C++. Ok. Poate nu era standard. Da. Ok. Hai să facem așa cum știm deocamdată și o să mă fac mai deștept mai încolo. Deocamdată îi zicem string new world egal cu array de size, am zis că și în care de fapt ce trebuie să facem este să-i dăm 10 stringuri goale ca să scăpăm de el. Hop. Ok, și ce trebuie să fac, control C și hai să facem câte 5 pe rând. 1, 2, 3, 4, 5 și duplic linia asta. Ok. Deci asta este o lume nouă pe care am inițializat-o cu nimicuri. Ce trebuie să facem este să facem copii. Deci avem un void world copy. Cum ziceam, nu, miza nu este eleganța, ci cât să înțelegem cât de cât ce se întâmplă. Și aici o să avem for
int i egal cu 0, i mai mic decât size, i plus plus. Așa îi zicem world then i egal cu new world de i. Și zicem save world. Deci avem save, adică practic ce am făcut modificările în new world o să le punem în world-ul normal. Și respectiv o să m-aș mai face și init world. World. De fapt, contează? Nu contează, nu avem nevoie, doar trebuie din când în când să o salvăm. Ok. Deci aici ce trebuie să facem, practic, la fiecare pas, după fiecare pas, trebuie să o salvăm. Deci aici, la sfârșit, după ce am terminat cu toate, după ce am evolvuit-o, zicem save world. Hai să vedem. Oh, e mult mai rău. Cred că trebuia totuși să o și inițializez. Ok, hai să facem așa. Un, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Din motive de timp, nu stau acum să gândesc elegant. Încerc să doar să rezolv, să repar aici. Ok, asta pare ceva mai ok. Adică el, de exemplu, care avea 4 vecini, a murit pentru că era suprapopulat. El care avea... El, de ce nu mai există oare? Ok, hai să, acum ar trebui să verificăm că numărul de vecini este corect. Și ce vreau să fac aici este, în loc să le tot arăt, adică să arăt, să evolve, să arăt. Mă interesează să o arăt odată și respectiv să vedem. Out. Și aici, de fapt, trebuie, aș vrea să zică număr vecini. Vreau să văd dacă am calculat corect numărul de vecini. Count neighbors. Și o să pun câteva valori pe care vreau să le testez. Și mă interesează, de exemplu, la 0 și 0 și mă aștept să-mi dea 3. Deci, să vedem, deci, îi zic că vreau 3. Vedeți că am scris mai întâi funcția și apoi și apelez 0 și 0. Ok. End line. Ok. Mă aștept ca, de exemplu, aici, care este 0, 1, 2, 0, 1, adică la 2 și la 1 să fie 4. Respectiv, asta aici, da, care este la poziția 0, 1, 2, 0, 1, 2, adică 2 și 2 să fie 3.
Am întors frumos. 1, 1, 1. Pentru că n-am schimbat și în partea a doua, evident. Trebuie să schimb și când chem funcția, ce valoare are. Ok, mă speriase mult mai rău decât trebuia, decât a trebuit să vă sperii. Pur și simplu a fost o neatenție de la mine. Ok, deci e numără prost, nu? Deci consideră că, de exemplu, ăsta are un vecin. Ăsta al altul are 4 vecini, e corect, și ăsta al altul are 2 vecini. Ok, nu e numărat bine. Deci avem o problemă și în funcția de numărare. Și trebuie să vedem cum facem să le dea 3, 4 și 2. Funcția de numărare. Am zis că... Hai de fapt să folosim asta. Să nu mai ne chinuim cu at și să zicem așa. Hai să vedem dacă acum e ceva mai bine. Ok, nu e la fel, dar măcar n-a dat eroare. Așa. Ok. Fac cumva o greșeală, pentru că Y și X ar trebui să le inversez, nu cred. Câteodată când n-am idee dacă ceva merge, dacă am dreptate sau nu, măcar validez așa, punde-am doaselea și văd dacă merge și nu merge. Adică e tot o prostie, greșeala este în altă parte, clar. Adică dacă inversam ceva care nu credeam și toate astea mergea, ceva era. Ok. Bun. Înainte să intrăm în mai adânc. Am primit întrebarea de ce is alive nu ups, scuze, am apăsat pe ce nu trebuie. Așa. Întoarce întreg și nu bool, pentru că de fapt pe mine mă interesează la fiecare dintre celule să număr câți vecini are. Și de fapt îi iau toți vecinii și întreb: ești în viață, ești în viață, ești în viață, ești în viață, și număr câți vecini în viață are, de fapt, și adunându-i. Dacă întoarce 1, îl adun, dacă întoarce 0, îl adun cu 0, ceea ce înseamnă că e ok. Adică pare că greșeala nu este de aici. Adică aș putea să întorc dacă ăsta și după aia să îl iau că dacă e bulean sau dacă nu este bulean, dar haide de fapt să o să iasă un fel de harcea-parcea, dar ce pot să fac aici este să hai să vedem dacă is alive întoarce corect niște numere. Și ce o să fac aici? O să out. Deci în loc să le măsor pe astea, deocamdată le comentez ca să nu mă mai deranjeze când afișez chestii. Și eu vreau să zic is alive. Și o să execut de mai multe ori. Și haideți să vedem. Is alive 0 și 0. End line. Da. Așa. Am să iau sugestia lui Paul, adică în 2 sau 3 minute o să închei chiar dacă nu facem. Pentru că avem și miercuri până la urmă. Chiar dacă... Ok. Da. Deci avem 001. Ok. Nu, stai că astea erau corecte. Da, ok. Într-adevăr, Paul are dreptate. Mersi, Paul, din nou. Cel mai bine facem niște debugging miercuri și o să vedem și funcționând cap-coadă. Ce mai facem miercuri? Aș vrea să facem un volume ceva mai mare și să o facem să arate ceva mai bine. Adică o să fie de 20 pe 20 sau de 40 sau de 80 pe 20, cât să încap aici. Adică la rezoluția asta și să desenăm niște X-uri și să vedem cum funcționează.
Ce aș vrea să mai vedem la Game of Life este că sunt niște structuri speciale, adică dacă vreți între timp, e foarte interesant. Game of Life Computing. Clicam așa. Asta mi-a plăcut foarte mult. Dar vedeți că de fapt au foarte multe celule. Nu o să putem să simulăm în la noi, dar în fine, ăsta se cheamă GAN, adică este un pistol care vedeți că datorită regulilor de generare cumva face să se nască săgeți. E foarte, foarte fain și nu cred că o să putem să facem asta. Nu cred. Știu sigur că nu o să putem să facem asta pe ecranul mic pe care îl avem în repl.it, dar e foarte fain de observat. Adică, apropo, asta este... E de urmărit. Pentru că la un moment dat o să vedeți că este un computer care simulează... care se autosimulează. În fine. Ok. Am să pun link-ul aici și e ca în filmele interesante în care lăsăm la sfârșit cliffhanger. Terminăm să miercuri. Ok, mersi mult și pe miercuri. Pa, pa! Să găsesc și unde se butonul. Bye, bye!